Spectaculoase în Peru, aproape 900 de automate ilegale de jocuri au fost distruse cu ajutorul unui buldozer și al ciocanelor. Aparatele au fost adunate în ultimele luni în urma mai multor operațiuni ale forțelor de ordine. O mare parte dintre automate promovau jocurile de noroc printre copii, iar restul au fost confiscate din localuri care nu aveau autorizație pentru asemenea aparate.